Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune de religie. Astăzi vom vorbi despre comunicarea dintre adolescenți și părinți. Îl avem alături de noi, pe părintele Iulian Budeu de la Biserica Calvaria. Bine ați venit, părinte! Bine v-am găsit! Tinerii sunt mereu în jurul dumneavoastră. Fie că e vorba de biserică, fie că sunteți la școală, când unde predați și ora de religie, aveți întâlnire cu ei. Și încercați să stabiliți un o legătură astfel încât să puteți să-i ajutați în momentele critice prin care trec ei în perioada adolescenței și nu numai. Care este primul lucru de care se plâng copiii atunci când merg la dumneavoastră? Bine, eu cred că unul dintre lucrurile care apare foarte, foarte repede este că nu înțelege absolut nimeni. Nu înțeleg profesorii, nu înțeleg părinții, noi, adulții, suntem niște personaje absolut blamabile. Pe de altă parte, ei săraci se desar tot învârti în jurul adulților. Eu mă distrez foarte mult cu ei pentru că eu le zic, băi, fraților, luați-o cu calm, pentru că adolescentul nu moare, adolescentul se transformă. De ce? Pentru că eu văd, văd, foarte mult bine faptul că, faptul că trăiesc sub mare, mare, mare presiune copiii ăștia. Și nu apucă să stea, să se așeze, văd vă foarte mult că ajung să trăiască efectiv ca niște, ca niște hamsteri care se trezesc în tot felul de circunstanțe și nu știu ce să facă cu ele. Și atunci trebuie cumva să dea pe din afară. Dau pe din afară împotriva profesorilor, dau pe din afară împotriva, împotriva părinților, împotriva preotului, de ce nu, liniștit. Deci că... toată lumea e împotriva lor. Da, da. Este, 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 o percepție la mulți dintre ei, pentru că na, nu, toți adolescenții sunt, nu toți adolescenții sunt la fel, nu toți adolescenții reacționează în fața schimbărilor pe care, pe care, le, pe care le, trăiesc uh, în mod, în mod uh, identic. Dar uh, apare foarte des problema asta, problema asta cu părinții și chiar am stat și mă rog, m-am tot gândit ce se poate face. Și noi la Calvaria o să încercăm acum să facem școala de mămici și de tătici. Pentru că pe de o parte e clar că trebuie lucrat cu ei, pe de altă parte trebuie lucrat și cu părinții. Pentru că dacă o să stăm să intrăm un picuț în, în subiect, o să vedem că de fapt problema, problema e la mijloc. Problema e la mijloc, nu e niciodată în terenul numai a unuia sau numai a celuilalt. Există, există probleme de adaptare, atât în cazul adolescenților, cât și în cazul părinților. Și acolo apar, 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 apar tensiunile. Ce credeți noastră că ar trebui să se facă pentru a exista o comunicare bună între părinți și copii? Eu am un... soluții la comunicare. Pe mine... Păi, da! <laughs> da, pe mine, pe mine mă distrează, bine, mă distrează pe, cum să spun atunci când se pune se pune diagnosticul ultim, nu există comunicare sau sunt probleme de comunicare. E clar că există astfel de probleme de comunicare, iar eu sincer am îmbrățișat am îmbrățișat de mai mulți ani o linie o linie simplă, o linie foarte foarte terater, ca să zic așa, propusă propusă de un scritor american, de Marshall, Marshall Rosenberg care a scris o carte absolut delicioasă, care se numește Comunicarea Non-Violentă. Din când în când îi mai urmăresc și articolele care, pe care, în care mai apar, înregistrările și așa mai departe. Am găsit acolo, am găsit acolo de, fapt, de fapt, explicații la mai multe dintre problemele pe care, pe care mi le-am pus, fie studiind psihologia vârstelor, fie lucrând cu adolescenții direct și așa mai departe. Un lucru care sare în aer. Atunci când sunt în tensiune cu mine însumi, este compasiunea. Devin incapabil de compasiune, în primul rând față de mine însumi, și vedem că în multe, în multe privințe adolescenții uh, sunt, uh, par extrem de lași, de toleranți cu orice prostie care li se întâmplă, cu orice tâmpenie pe care o fac și așa mai departe, pe de altă parte sunt extrem de exigenți. Și până și tâmpenile pe care le fac, le fac pornind de la un anumit tip de, de la un anumit tip de exigență. De, de exigență, mă rog, nevoie de originalitate. Cred că, în, în cea mai mare măsură, acolo este, acolo este problema adolescentului. El trebuie să fie un individ recunoscut ca atare, original, irepetabil și așa mai departe, și, prin urmare, un pic complet neînțeles. <laughs> și de acolo începe distracția. Ziceam, în momentul în care apare, 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 tensiunea, lipsește compasiunea față de sine și îi vedem pe adolescenți că sunt capabili să fie nemiloși cu ei înșiși în multe privințe. Și sare în aer Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune de religie. Astăzi vom vorbi despre comunicarea dintre adolescenți și părinți. Îl avem alături de noi pe părintele Iulian Budeu de la Biserica Calvaria. Bine ați venit, părinte! Bine v-am găsit! Tinerii sunt mereu în jurul dumneavoastră, fie că e vorba de biserică, fie că sunteți la școală când nu de predați, și ora de religie, aveți întâlnire cu ei și încercați să stabiliți un, o legătură astfel încât să puteți să-i ajutați în momentele critice prin care trec ei în perioada adolescenței și nu numai. Care este primul lucru de care se plâng copiii atunci când merg la dumneavoastră? Bine, eu cred că unul dintre lucrurile care apare foarte, foarte repede este că nu înțelege absolut nimeni. Nu înțeleg profesorii, nu înțeleg părinții. Noi, adulții, suntem niște personaje absolut blamabile. Pe de altă parte, ei săracii se desar tot învârti în jurul adulților. Eu mă distrez foarte mult cu ei pentru că eu le zic, băi, fraților, luați-o cu calm, pentru că adolescentul nu moare, adolescentul se transformă. De ce? Pentru că eu văd, văd foarte mult bine faptul că, faptul că trăiesc sub mare, mare, mare presiune copiii ăștia și nu apucă să stea, să se așeze. Văd, văd foarte mult că ajung să trăiască efectiv ca niște, ca niște hamsteri care se trezesc în tot felul de circunstanțe și nu știu ce să facă cu ele. Și atunci trebuie cumva să dea pe din afară. Dau pe din afară împotriva profesorilor, dau pe din afară împotriva, împotriva părinților, împotriva preotului, de ce nu, liniștit. Deci că... toată lumea e împotriva lor. Da, da. Este, 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 o percepție la mulți dintre ei, pentru că na, nu, toți adolescenții sunt, nu toți adolescenții sunt la fel, nu toți adolescenții reacționează în fața schimbărilor pe care, pe care, le, pe care le, trăiesc uh, în mod, în mod uh, identic. Dar uh, apare foarte des problema asta, problema asta cu părinții și chiar am stat și mă rog, m-am tot gândit ce se poate face. Și noi la Calvaria o să încercăm acum să facem școala de mămici și de tătici, pentru că, pe de-o parte, e clar că trebuie lucrat cu ei, pe de altă parte, trebuie lucrat și cu părinții. Pentru că, dacă o să stăm să intrăm un pic în, în subiect, o să vedem că, de fapt, problema, problema e la mijloc. Problema e la mijloc, nu e niciodată în terenul numai a unuia sau numai a celuilalt. Există, există probleme de adaptare, atât în cazul adolescenților, cât și în cazul părinților. Și acolo apar, 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 tensiunile. Ce credeți dumneavoastră că ar trebui să se facă pentru a exista o comunicare bună între părinți și copii? Eu am un, soluții la comunicare. Pe păi mine... da! <laughs> da, pe mine, pe mine mă distrează, bine, mă distrează pe, cum să spun atunci când se pune se pune diagnosticul ultim, nu există comunicare sau sunt probleme de comunicare. E clar că există astfel de probleme de comunicare, iar eu sincer am îmbrățișat am îmbrățișat de mai mulți ani um, o, linie, o linie simplă, o linie foarte foarte terater, ca să zic așa, propusă, propusă de un scritor american, de Marshall, Marshall Rosenberg care a scris o carte absolut delicioasă, care se numește Comunicarea Non-Violentă. Din când în când îi mai urmăresc și articolele care, pe care, în care mai apar, înregistrările și așa mai departe. Am găsit acolo, am găsit acolo de, fapt, de fapt, explicații la mai multe dintre problemele pe care, pe care mi le-am pus, fie studiind psihologia vârstelor, fie lucrând cu adolescenții direct și așa mai departe. Un lucru care sare în aer. Atunci când sunt în tensiune cu mine însumi, este compasiunea. Devin incapabil de compasiune, în primul rând față de mine însumi, și vedem că în multe, în multe privințe adolescenții uh, sunt, uh, par extrem de lași, de toleranți cu orice prostie care li se întâmplă, cu orice tâmpenie pe care o fac și așa mai departe. Pe de altă parte, sunt extrem de exigenți. Și până și tâmpenile pe care le fac, le fac pornind de la un anumit tip de, de la un anumit tip de exigență. De, de, exigență, mă rog, nevoie de originalitate. Cred că în, în, cea mai mare măsură acolo este, acolo este problema adolescentului. El trebuie să fie un individ recunoscut ca tare, original, irepetabil și așa mai departe și prin urmare un picuț complet neînțeles. <laughs> și de acolo începe distracția. Ziceam, în momentul în care apare, apare mie și adolescență, sunt vreo 20 de ani la mijloc. Credeți că tot timpul va exista această diferență de percepție, de a vedea lucrurile între, între generații? Mi se pare că se poate de firesc. Mi se pare că se, că se poate de firesc pentru că, aș zice, în primul rând, bun, în primul rând, e, 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 foarte de, ce, ce, e foarte important ce se întâmplă la nivel psihofizic în, în adolescență. Pe de altă parte, pe de altă parte există o mare mare diferență de, la, la nivel de mediu înconjurător, la nivel de educație, la nivel de valori propagate în adolescența noastră și în adolescența adolescenților de acum. Există o foarte mare diferență la nivel de percepție și de capacitate de percepție. Ce vreau să spun cu asta? Am spus-o de multe ori și continui să le spun. Mie milă, mi-e milă de generația asta care de multe ori nu poate să stea 5 minute. Are nevoie tot timpul de stimuli. Este o generație care este bombardată, arhibombardată de stimuli și de la cea mai mică vârstă trebuie foarte, foarte multe imagini, foarte multe imagini, sunete din ce în ce, din ce, în ce mai contundente, genuri muzicale, în care muzica aproape că lipsește, rămâne, rămâne aproape, aproape numai ritmul sau combinații de sunete pe aici, pe acolo. Nevoia asta de, 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 de stimul și goana, goana după, după senzație, după, după ceea ce poate fi perceput. Ei, suntem, suntem, lumi diferite din punctul ăsta de vedere și atunci mi se pare cât se poate de firesc să apară, uh, să apară conflicte între generații. Eu mă distram cu ei chiar acum la ultima oră de religie, le-am zis, mai fraților, uh, pentru data viitoare începem frumușel un seminar despre sfinții voștri favoriți. Am un căs sunt calendar sau că nu, nu are nicio importanță. Și asta o să și facem împreună. De ce? Pentru că mă interesează Mă interesează să vedem împreună care sunt modelele lor și eventuale posibile modele de sfințenie. Care e deja un alt film, alt paragraf. Credeți că mai au timp să se gândească și la modele de sfințenie? Dacă ziceți că sunt copleșiți de atâta stimul media, pe plan muzical, a tehnologiei din ziua de azi, care o știm cu toții că se dezvoltă într-un ritm amețitor, câteodată nu-i faci față, că parcă îți dai seama că te copleșește. Mai au timp să pună pe, să zic, o carte despre viețile unor sfinte. Sunt cărți sau sfinții care s-au mântuit prin viața de familie. Avem o sumedenie de exemple, nu numai de la noi din țară, din toată lumea. Catolici, ortodoxi, din toate religiile, care prin viața de familie s-au mântuit, să aibă o idee despre ce înseamnă să-ți asumi niște angajamente, nu știu, mai au timp. Acum, că au timp, că n-au timp. Să gândească, <coughs> să se empatizeze cu așa ceva. Nu, le este, le este frică. Le este foarte frică de liniște. Am povestit și altă dată. Am făcut de mai multe experimente cu adolescenți. Iertați-mă, nu sunt doctorul Mengele. Dar experimente cu adolescenți. Mai fraților, hai să vedem cum facem să tăcem. Hai să încercăm să facem meditație. Și au făcut meditație 40 de minute, fără nicio problemă. Sunt adolescenți care vin și fac exerciții spirituale și fac meditație patru ore pe zi. Deci este posibil. Acum, eu cred că există și o problemă, o problemă la, nivel, la nivel de, de, de comunicare către adolescenți pentru că e foarte important să să intrăm concurențial pe piața pe piața informației. Deci trebuie intrat concurențial pe piața informației cu aceleași elemente, cu aceleași elemente cu care sunt propagate anumite modele. În momentul în care, ce să zic, o grămadă de emisiuni, că e vorba de televiziune, cablu, internet, nu știu ce și așa mai departe, cultura de masă. Cultura de masă pe lângă oameni cu adevărat valoroși, propune și o grămadă de loaze, drept modele. Și am spus-o de mai multe ori. Măi, fraților, mi-e mi milă de voi, pentru că sunt o grămadă de loaze propuse drept model. Nu știu să scrie, nu știu să citească, nu știu ce, dar au ajuns mari vedete. Unde să se uite bietul adolescent ca să-și caute modelele? Primele modele care îi vin, îi vin din, din ceea ce vede, din ceea ce îi este dat să vadă și așa mai departe. Apoi, Educația educația pe care, pe care o pot primi la școală sau la biserică. Noi, dacă nu, dacă nu concurăm, ca să zic așa, în mod. În mod cam la, cum să spun, cu aceleași metode la un moment dat, ca să ajungem la sufletul adolescenților, este foarte greu ca ei să primească stimuli. Către, către, către modele care să nu fie modelele pe care, în care, cu care sunt bombardați tot timpul. Este foarte greu și avem nevoie să intrăm în competiția asta. Mi se pare, mi se pare normal. Că nu au vreme, nu le place să citească, multora dintre ei, din păcate. Nu mai stau cum stăteam noi pe vremuri, că n -au. Se lua curentul. Ce era să faci? La televizor puteai să te uiți cu lanterna, că nu se vedea nimic. Dacă aveai noroc uh... să ai petrol în lampă sau vreo lumânare prin casă, la lampă, la lampă, la lampă că citeam, citeam, citeam ca în filmele chinezești, deci nu aveam nicio treabă. Și mintea mea, imaginarul meu, era populat de, de eroii lui Jules Verne și de sfinți, de viețile sfinților pe care le puteam citi ce, ce se mai putea introduce în țară la vremea respectivă. Dar. Astea erau. Și erau cărțile pe care le puteai, le puteai citi de adolescent și așa mai departe. Pe când mintea lor, mintea lor fiind, fiind, populată de cu totul altfel de personaje, mi se pare, mi se pare, mi se pare foarte, foarte greu pentru ei să-și poată, să -și poată găsi modele dacă nu sunt susținuți în privința asta. Și eu cred că stimulii, stimulii pe, care, pe care îi primesc reacționează frumos. Mie, mie, sincer, îmi place că reacționează super fain. Că îi pui, îi provoci. E drept că de multe ori ți le aruncă cu provocare. Că ce, părinte, că ce, că plictisitorii ea că nu știu ce. Da, domnule, plictisitorii ăia. Hai să vedem plictisitorii Dar cu ce au trăit prin în vremuri de, de, de foamete, de ciumă, de război. Au întâmpinat uh, acei plictisitori de care vorbesc ei, poate lucruri care ar fi greu de imaginat în zilele noastre și... Uh, chiar sunt niște icoane așa vii care ar trebui să fie prețuite și descoperite în același timp. A fost o perioadă când România a fost frumoasă, așa, frumoasă de plin, atunci când existau acele valori și nu, acele non-valori care sunt promovate în momentul de față. Bine, valori e... și non-valori, eu cred că au fost tot timpul. Eu nu... dar, dar totuși, dar parcă acuma... mai pregnant a fost. Uh... Eu, eu încerc să fac o partea... De multe ori le spun mai fraților, haideți să ne gândim că nu există televiziune. E, adică... e greu. <laughs> nu, 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 dar e un exercițiu de imaginație de făcut. Să vedem că nu există televiziune, nu există radio, ok? Deci nu există televiziune, nu există radio, ne întoarcem un picuț, așa, nu avem telefonul lângă noi, nu putem asculta nimic dacă nu suntem acolo. Pentru că asta era viața pe vremuri. Nu putem da. asculta, nu putem auzi nimic dacă nu suntem acolo. Bun. Ia să vedem. E posibil? O, că e imposibil de trăit așa. Mai frate, totuși omenirea au trăit până acum 50 de ani așa. Ca să ai muzică aveai nevoie de lăutari, ca să, ai, ca să ai știință aveai nevoie de un profesor, de un maestru, de un învățător lângă tine. Ca să înveți ceva, trebuia să asculți pe cineva viu. Bun. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă acum? Păi acum se întâmplă că dacă am dat deoparte toate astea, ne rămâne, ne rămâne, ne rămâne influxul pe care îl poate avea doar persoană, persoana, persoana. către persoană. Una către alta. Și ce se întâmpla pe vremuri? Pe vremuri se întâmpla că nu, educația ți-o făceai din ce auzeai de la cei mai mari, din ce auzeai de la colegi, din ce auzeai la școală, din ce auzeai la biserică. Punct. Era altceva. Acum, ți-o ți faci cum apuci. Credeți că, că așteptările părinților sunt prea mari? Exigențele lor în raport cu ceea ce poate copilul să ofere, să facă, sunt prea mari? Ei vor să se, să se împlinească sau să-și împlinească acele lucruri pe care n-au putut să le facă la vremea tinereții, prin copiilor? Și acest lucru să, să fie iarăși unul dintre dintre situațiile care îi creează acest impas în comunicarea dintre ei și copii? Eu sunt convins, sunt convins, de un lucru și anume că sunt, mă rog, părinții sunt foarte, foarte diferiți între ei și adolescenții sunt foarte, foarte diferiți între ei. Fiecare familie are, are un model de educat copiii pe care și îl asumă. <gângă> Și unul dintre lucrurile pe care îl povestesc de multe ori cu cei care se pregătesc pentru căsătorie, că le spun, ăsta e, e, e și una, unul dintre cuiele de care se leagă divorțul. Felul în care ne creștem copiii. Ăsta trebuie negociat de la bun început. Și ziceam, în familii diferite. Sunt unele familii care pun o presiune absolut intolerabilă asupra adolescentului, încercând să-i aleagă destinul, meseria, să arunce asupra lui, să proiecteze asupra adolescentului visele neîmplinite, frustrările. <coughs> Pardon, după aceea, zic ala că dacă eu n-am avut măcar el să aibă, atunci ei și îndoi copilul și bagi în el și îl faci să facă și una și alta, și una și alta. Există familii care au așteptări, care, sunt, care nu sunt la locul lor. Copilul ăla trebuie privit ca o entitate, ca o entitate pe care am primit-o spre administrare. Este o ființă care nu mi-aparține în totalitate și care are individualitatea și drumul lui, are vocația lui. Eu, ca părinte, încerc să văd ce calități a primit, mă rog, ereditar prin educație și așa mai departe și să-l susțin pe direcția respectivă. Există alți părinți care sunt tot timpul în atitudine de non-combat. Ca să fie pace în casă, adolescentul este lăsat să crească ca o scântă și minunată buruiană. Domnule, nu-i spui nimic ca să n-ai scandal că dacă nu-i spui nimic, îl lasă să facă Și fiecare ce... cu ale lui. Și părinții fiecare... cu ale lor exact. și copilul cu ale lor. Și uh, totul se rezumă la același acoperiș. Uh... La același acoperiș și la momentul în care facem, da. facem schimbul banilor dintr-un buzunar în celălalt. Cam da. Apoi și cu relații de -astea, relații de -astea de coerciție bazate, strict pe dacă faci aia, primești aia, dacă nu, nu știu ce. Și încerci să cumperi <coughs> copilul stânga-dreapta. După aceea, mă rog, există și tragedia adolescenților care cresc complet fără părinți. Și, ăștia, și, 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 și ei trebuie aminti, amintiți. Dar acolo se nasc alte tipuri de probleme. Mult mai complexe decât, decât în cazul unei familii obișnuite, ca să zic așa, a adolescentului care crește cu părinții. Mm. Unde probabil își pun problema zilei de mâine Asiguranței a viitorul lor Mă gândesc la cei care nu au părinți Bine, cei care părinți, nu. nu au părinți Sau cei care au părinții plecați în serenitate Trebuie să ținem cont Că aici și la noi în zona Sunt o grămadă de prunci care cresc cu unchii Cu mătușile, cu bunicii, cu bunicile Și așa mai departe Și acolo iarăși e un teritoriu, e un teritoriu care, care trebuie Care trebuie studiat bine Și acționat bine pentru că acolo, ziceam, sunt alte tipuri de probleme. În schimb, în, 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 cazul, în cazul unei familii în care, mă rog, adolescentul stă cu părinții, eu ce văd? Văd tot timpul un proces de creștere, de creștere simultană, în paralel. Și mai e un lucru. Mă distrează foarte mult părinții care au crescut deja un adolescent, când apare al doilea, zici că e nou-nouț. Și încearcă să vad, măi, cu celălalt ce-am greșit, ce-am făcut, nu știu ce, încearcă să învețe câte ceva în educarea următorului adolescent. Și se nasc exact aceleași crize care s-au născut cu primul. De ce? Pentru că se vede, se simte foarte clar că adolescentul este un individ. Și tot timpul, mă rog, dacă mi-aduc eu bine aminte, nu mai știu, cred că Brâncuș spusese că adolescentul are tot ce trebuie ca să fie adult. Dar totul este în potență, ca în sămânță. Deci are absolut tot ce trebuie să fie, să fie, să fie adult. Adultul e deja prezent acolo. Atâta doar că ajunge să se manifeste în de deci, cele mai multe ori, sau nu ajunge să se manifeste și rămâne, mă rog, avem adolescenți și la 80 de ani. E bine, specialistii spun că părinții ar trebui să încerce să devină prieteni ai adolescenților, astfel încât ei să aibă curajul să-și spună tot ce au pe inimă și astfel să se găsească soluții împreună la problemele lor. Cum pot fi apropiați părinții? Eu cred că, în cazul, mă rog, pentru părinți, nici nu, cu un adolescent nu ai voie să fii tot timpul la același nivel, dar trebuie să fii și la același nivel. În sensul că dacă, iarăși mă întorc la empatie, văd că încep să am un fel de adult în casă. Ei, partea de adult din el trebuie respectată ca adult. Și încerc să vorbesc cu el ca și cum ar fi un adult. Nu trebuie să uit pe de altă parte că rămâne un, e un adult în devenire. Și nu pot să-i cer unui adolescent să se comporte ca un adult format. Și atunci cred că jocul pe care de obicei îl îl încurajez, este trecerea asta de la mici complicități, de la tot felul de jumbuș lucruri făcute împreună, ca și cum am fi colegi de clasă, ne-am trage de șireturi. Pe de altă parte, adolescentul are nevoie de aprobarea adulților și o caută. Că de multe ori o caută exact invers. Mi se pare normal că ne provoacă, că ne dau chestiile peste cap, că ni le aruncă, că nu mă înțelegi, că nu știu ce, la modul negativ. Sau au comportamente care provoacă atitudinea adulților față de ei. Dar ei, de fapt, ce caută? Ce caută au nevoie de, de, de siguranța aia că mama mea mă respectă, tatăl meu mă respectă, mama mea știe ce calități am, tatăl meu știe ce calități am, uh, ei mă susțin, uh, ei sunt alături de mine, indiferent, indiferent ce se întâmplă, nu mă judecă, nu mă blamează și așa mai departe. Pe mine mă ucide din picioare când aud, mă rog, tipul educațional de la noi. În bună măsură, în multe familii o să auzim că părinții, da, ah, că n-ai să fii bun de nimic toată viața. Asta e o chestie care dăunează. Iar specialiștii spun că este un abuz. Un abuz îl definesc ca un abuz, faptul de a-i spune copilului că nu este bun da, de că nimic. Da, e uh... mai bun, că n-ai să fii, că nu știu ce. Este, este un abuz propriu-zis. Pe de altă parte, nu. povestești cu adolescentul, tu îți dai Dar să-i pun un părinț... astfel de stigmat, altfel cum, cum, cum reușește? Tânărul ăla să mai. Nu, e, o formă, uh, e o formă cretină de, de, de exprimare și o formă, o formă cretină de încurajare a adolescentului. Îmi permit să spun asta. Pentru că atunci, că, părintele, că cum da, i-am zis, ca să-l motivez. mai fratele meu, dar ce faci? Mai întâi îl dai frumos cu fierul de călcat, că după aia să-l vezi motivat nu-i cârpă. Și vezi pe adolescenți, chiar se plâng mulți dintre ei, că da, că mi-au zis, ai mei, nu știu ce. Ei sunt, sunt într-un moment în care stima de ei înșiși, abia au scăpat din pubertate, când bă, habar n cine sunt, cu ce mă ocup și nu știu dacă sunt melc sau canguri și cei cu mine pe aici, abia au scăpat de chestia aia, începe să se consolideze un picuț Conștiința de, de, de sine începe să se, să se consolideze un pic identitatea, și așa mai departe. Vine un adult și zice că n-ai să fii bun niciodată. Păi, de ce ai zis? Păi să-l încurajezi. Nu fratele meu. Acolo ne întoarcem și eu, aș, și părinților, și adolescenților, aș vrea să le amintesc, mă rog, niște elemente de comunicare non-violentă. Primul lucru, empatia. Adolescentul, spuneam, este capabil de empatie. Adultul este capabil de empatie. Ca să fiu capabil de empatie, trebuie să am curajul să mă uit la celălalt. Că este mama mea, că este tatăl meu, nu este dragonul sau dragonița care m-a dus pe lume. E vorba de mama mea și de tatăl meu. La fel, în cazul adulților, nu este dragonul cu care m-am trezit, că l-am crescut ca pe un șarpe la sân și se întoarce împotriva mea și i-am dat tot ce am putut. Ok, E tot ce ai putut, e în regulă, s-a întors împotriva ta, normal. Dar capacitatea de empatie și la adult e, e la, fel de necesară, să, la fel de necesar să fie educată. Măi frate, îl văd pe dragonel și dragonița că e îmbrăcată să îmbracă de doamne că umblă de doamne că nu știi ce să te mai faci cu el și așa mai departe. Ok, dar uită-te la el. Și ăsta e primul, e primul moment în care, în care, poate să înceapă comunicarea. Măi, ne uităm unii la alții. Doi, încercăm să vedem care sunt nevoile celuilalt. Că avem empatie. Care este nevoia adolescentului? Păi are nevoie acum să povestească cu cineva, să se joace cu cineva. Toată lumea îl tratează ca pe un adult și el încă mai are un pic nostalgia a copilăriei, deși se uită la copii ca la niște chestii așa, vie, ca un fel, un fel de șopârle, uite și pe ăștia mici. Dar, pe de altă parte, există un gen de nostalgia copilăriei. Are nevoie să fie copilăros, copilăroasă. După aceea, are nevoie de recunoaștere. Ok. De recunoaștere. Îi dai recunoașterea de care are nevoie. Din partea adolescentului, la fel. Mă uit la mama, mă uit la tata. Care li sunt nevoile? Păi, ei au nevoie să știe că... Nu, no, la noi, în familie, e pace sau habar n-am. Sau liniște. Sau are nevoie să doarmă să doarmă pentru că a fost la muncă și rupt în cap. Sau poate are nevoie să povestească cu cineva. Se pot întâmpla și astfel de lucruri. Sau mama are nevoie să fie ordine în casă. De ce? Pentru că așa îi place să fie, să fie curat și așa mai departe. Nu intru și arunc cu ciorapii pe bec. Nu-i nu chiar, moartea, nu chiar moartea nici de o parte, nici de cealaltă. Deci ăsta ar fi primul moment. Frate, să vedem care sunt nevoile celuilalt. După aceea, la nivel de exprimare la nivel de exprimare. Se uită, se uită și între soți și între copii și părinți de multe ori, ceea ce zicea Papa Francesc la un moment dat, fratele meu, te rog frumos, mulțumesc și iartă-mă. Sunt trei cuvinte magice Dar să știți care că de multe ori folosim cuvântul iartă-mă ajunge să nu mai fi, să fi luat ca și unul care îl folosește așa fără a avea într-adevăr sentimentul acela de a-și cere iertare o formă obișnuită așa de a te, ați rezolva, ați încheia socotelile, ai, ți-ai zis, ai spus iartă-mă și gata, ai terminat. Nu mai devine credibil iartă-mă. Oare de ce? Eu cred Totuși că... ca să ajungi să spui iartă-mă acolo în sufletul tău, poate chiar dacă nu este un iartă-mă dintr-o de plin, dar ca să-l spui, ca să ajungi să-l spui, tot ai un dram de... se mișcă acolo ceva în inima ta. Poate nu de plin, dar ca să poți să-l spui, trebuie să existe ceva. La copiii de vârstă mai mică... se la părinți. Ah, ok. Dar zic că la copiii de vârstă mai mică se întâmplă foarte ușor să folosească... Da, bine, iartă-mă, mami, am găsit și eu și trecem... Adolescentul, ca să-ți spună iartă-mă, trebuie să-și calce peste doza maximă de orgoliu care, da. care îl încurcă. Adultul, ca să spună iartă-mă față de copilul lui, trebuie să, trebuie să treacă peste frica fundamentală a adultului, aceea de a pierde controlul. E frica fundamentală. i-am zis iartă-mă, nu mai valorez doi bani în fața lui. Și e nevoie de depășit tocmai frica asta. Și eu cred că între adulți și adolescenți suntem suficient de, 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 bine, de bine dresați să ne dăm seama când e iartă -mă sau hai lasă-mă în pace. Suntem suficient de bine dresați prin educație, prin creștere, ca să, ca să ne dăm seama la, de, de, despre ce e vorba. Și apoi, nu știu, aș face un, 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 un alt pas apropo de, de, de nevoile celuilalt felul în care cerem lucrurile de la celălalt. Că de obicei, în momentul în care eu cer lucrurile de la cineva, depinde cum formulez cererea. Contează enorm. Cum îmi exprim nevoile? Pentru că de cele mai multe ori, în momentul în care îi face o observație unui adolescent, adolescentul o percepe ca pe o judecată. O iarăși percepe... ești nemulțumit, iarăși... Da. Așa și automat ți o trântit, mama, tată nu mă înțelege și cu aia nu știu ce. Observațiile tot de mine te legi și nu te legi de celălalt exact. mai mic, numai cu mine ai treabă și cu celălalt nu, numai eu nu am făcut lucrurile cum trebuie celălalt, de celălalt de ce nu te legi că nu le-a făcut deloc. Și uite așa, un șir lung. asta astea sunt formule de exprimare care blochează, care blochează compasiunea. De ce? Pentru că în momentul în care eu îi fac o observație și îi fac o observație ca, ca persoană, mă, ești un neglijent. I-am spus asta, se simte judecat, dar dacă îi spun Căptile ciorapite, iarăși pe bec. Și așa îi, deci, mă rog, băieții au tendința de cel mai multe ori, dar sunt și dintre fete, se plâng mamele că e neglijentă și că nu știu ce și nu știu cum. Deci, coptile, totuși ciorapia, eu zic că totuși e mai bine să fie pușat altundeva. Ok, iar te de mine. Dar este un fapt obiectiv. Distinția asta între observație și când îi faci observație să fie un fapt obiectiv. Nu-i spui, mai ești un neglijent. Copile, nu ți-ai aranjat cărțile. N-ai făcut aia, n-ai făcut aia, dar să fie faptul obiectiv. Altcumva, dacă îl iei cu calificative, l-ai terminat. Astea blochează compasiunea. În momentul în care uh, se simte judecat, copilul automat o să scoată ghearele. Va scoată ghearele înapoi la tine. Ce? Că parcă tu, că parcă voi. Și apoi, na, e normal să asculte cât, te, cât de tare poate să meargă, cânte cu cela, cu sunt beată și nu știu ce și nu știu cum care devine un mare hit. Abia aștept să povestesc cu ei despre, despre asta. Da, și da. care a fost destul de criticat chiar și de, de biserică vis-a-vis -vis de mesajul pe care îl transmit. Da, pe eu pe nu care știu. Care este... deci că, la nivel de compoziție, ca și piesă și ca toate alea, mi se pare chiar bine făcută pe lângă alte ciuruguri care sunt. Dar la nivel de mesaj, e o catastrofă pe băț. Așa e. Dar, mă rog, trecând peste asta... Exprimarea, exprimarea propriilor nevoi. Eu cred că acolo se joacă foarte, foarte mult la nivel de comunicare între adolescent și adult. Cum să-mi exprim nevoile fără să pretind? Pentru că de cele mai multe ori, când îmi exprim nevoile, fă curățenie, fă un pic de ordine, destrăbălatule, destrăbălată, dă aia pe dincolo. N-am rezolvat nimic. Dar în momentul în care eu îmi exprim o nevoie, în așa fel încât celălalt îmi poate răspunde cu empatie, e altceva. Fata mea, uite, tu vezi că muncesc toată ziua să țin casa curată sau băiete, să țin casa curată și toate alea. Hai, te rog frumos, încearcă să colaborezi. E alt film. E, porcovanule, ai intrat în călța ca în graj. Nu, o să trăiți să rămână la Mai munțean. există și modelul acela în care familia se organizează și stabilește un calendar de activități ca să fie pace pentru toată lumea și să nu existe comentarii că unul trage acolo pentru binele întregul, întregii familii, iar ceilalți uh, iau, și iau partea aceea bună, în sensul că nu fac mare lucru, dar ori ajung să fie critici, ori uh, se complac așa că e bine, e cald, e frumos, e aranjat și eu nu fac nimic. Și atunci unii se organizează în sensul de a face un calendar sau de a stabili niște sarcini pentru fiecare... Astfel încât să zic că bine, dacă suntem o familie atunci și stăm, locuim sub acoperiș și avem și nevoi și toate trebuie făcute la comun. Nu că unul face de nu mai poate și ceilalți... La noi acasă era foarte clar, băieții fac curățenie în curte, fetele în casă. Și noi da. aveam și privilegiul de a le ajuta pe fetele la spălat podelele. De asta Dar asta zic, era, există și acele întâlniri, o întâlnire așa de 5-10 minute... La cină sau după cină, sau mă rog, când se strânge toată familia acasă și să mai stai să vorbești, ce ai făcut, de, 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 ce, de ce sunt evitate, e evitat a da explicații. Unii se, se fustăcesc când trebuie să vorbească despre ce au făcut ei sau să dea explicații vis-a-vis -vis de ce au făcut ei. Cum pot să-i. Ați îi... atins să un punct nevralgic. Eu stau și mă întreb în sat mare câte familii mănâncă împreună. Cred că și e o problemă. S-a devenit o, o problemă. Da, câte familii mănâncă împreună la masă? Că au venit, că poate, poate la micul dejun se mai întâlnesc. Dar dacă apucă. Exact, dacă apucă, că ne-am trezit târziu dimineață, scandalul de dimineață, că școală, duglișule, ăla săracul e în creștere, e obosit mor, numai de la simplu fapt că crește. Și apoi nu are niciun chef să se trezească, când se mai gândește că trebuie să meargă și la școală, îi vine să zică rugăciun. Și apoi până a ajuns la micul dejun, e deja cu fața de pernă pusă pe cap și n-a pus să povestești mare lucru. După aia trebuie să fugim repede când târziem la muncă. Bun. O ajuns acasă. Pruncul a ajuns acasă, o termina școala la două, la trei, mâncă ce apucă din frigider, apoi seara nu mai e foame, pe când ajung părinții și... E, o problemă pentru că încep să dispară platformele, platformele sună ca, în mă rog, filmele chinezești, coreene. Lipsesc momentele momentele în care, în care apuci să împărtășești, în care apuci să-ți povestești un pic ce ai făcut, ce n-ai făcut, în care apuci un pic să, 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 să vezi ce se poate întâmpla prin casă. Deci, și acolo, și acolo există există o problemă, o problemă îngrozitoare. Iar seara, de exemplu, s-a constatat că nu este poate cel mai bun moment pentru că venim încărcați cu foarte multă oboseală, stres din timpul zilei, și există tendința să spui și ceea ce nu vrei la fel ca și alegerile alimentare, zice că sunt foarte, foarte dăunătoare cele pe care le faci sub influența stresului și au oboselii decât cele pe care le faci atunci când ești foarte dignit. Mă gândesc că așa există riscul ăsta de a, de a, se regla conturi, de a arunca cu vorbe câteodată nepotrivite, tocmai sub influența acestei oboseli care se acumulează. Da, eu cred că depinde foarte mult de mediul familiar pentru că dacă am ajuns acasă, cunosc mulți oameni atât de faini, Dom'le, aia e la servici, m-au enervat ăia când am ieșit pe poartă de la muncă. le uitat -am, pe închis, toate. am închis ușa în spate și așa mai departe. Nu mă apuc acum să îmbat nevasta că mi-a sărit arcul de la scaun, că nu m-a enervat ăla. N-are niciun, niciun, sens. Deci sunt oameni care reușesc să facă asta. E drept că sunt oameni care ajung încărcați acasă. o e că în multe familii nu se găsesc momente în care să se poată, să se poată împărtăși, în care să se poată naște tocmai compasiunea asta. O chestie pe care chiar aș vrea să o citesc, dacă-mi permiteți. Da, vă rog frumos. Din Khalil Gibran, din Profetul. Printre tinerii voștri, unii caută plăcerea ca și când aceasta ar fi totul și de aceea sunt judecați și pedepsiți. În ceea ce mă privește, nu i a judeca și nu i-aș pedepsi. Vreau doar să-i văd căutând, fiindcă ei vor găsi plăcerea, dar nu numai atât. Șapte sunt surorile acestea, iar cea mai mică dintre ele este mai frumoasă decât plăcerea. N-ați auzit oare povestind de omul care toți cormonind pământul în căutare de rădăcini? A găsit o comoară? Știu că unii dintre cei vârstnici își amintesc de trecutele lor plăceri cu regret, ca de niște greșeli făptuite la beție. Ci regretul este numai umbra spiritului, dar nu și pedepsirea lui. Aceștia ar trebui să-și amintească de trecutele plăceri cu mulțumire, ca și când s-ar bucura de recolta unei veri bogate. Totuși, dacă regretul le dă putere, lăsați într-o aceasta. Mi se pare, mi se pare atât, de, atât, de, atât de frumos pus, pus, punctul pe, pe, pe nejudecat. Pe nejudecat, Pe însoțire. E drept, că fac o grămadă de tâmpenii, exact. fac o grămadă de trăsnăi, după calificativele noastre. Dar mă uit, un lucru, iarăși, cărți pe care le-aș recomanda pentru, pentru, pentru adolescenți, dar și pentru părinți, ca să-și aducă aminte cum era. Herman Hesse, ce și gură de aur, Sidarta. Este o bucățică foarte faină din Sidarta. Toți îl iubeau pe, pe Sidarta, pentru toți era izvor de bucurie, acum luăm adolescentul celălalt, da? Era izvor de plăcere. Dar sidarta nu și era el însuși bucurie, nu și era plăcere. Se plimba, stând în umbra a crângului, contemplării, spălându-și mâinile și picioarele, aducând picioarele, aducând jertfe, văsându-și mișcările cu deplină, cuvință, iubit de toți, el, bucuria tuturor, nu purta în inimă nicio bucurie. Cam prins! Acolo... Da, bine, e trist. Aici merge, merge mai departe, pentru că se, se, pentru el era e, toată aspirația asta către absolut, către infinit, uh, aspirația către puternicie care îi caracterizează pe adolescenți în bună măsură. Și le spun de multe ori, mai, fraților, aveți o chestie pe care noi nu mai avem, capacitatea de a visa nebunește la lucruri frumoase, mari acolo cred că se poate, se poate împinge foarte, foarte departe adolescentul pe o cale care îi se potrivește. Încă aveți toate perspectivele deschise în bună măsură. Încă sunt deschise. Acolo poate fi, poate fi foarte, foarte, foarte mult însoțit adolescentul, pentru că ei chiar visează că sunt atât puternici. Pentru ei totul încă este posibil. Ce îi omoară? Îi omoară faptul că au prea multe alegeri de făcut, dar la e alt film. Exact, pentru că încep să simtă cât de frumos este să zboară, să zboare și atunci încearcă să-și folosească aripile cât mai des și să se lase purtați. Că nu întotdeauna... Și cred că și aceste experiențe prin care trec, aceste eșecuri ajung să, fie, să le fie folositoare, să-i construiască ca indivizi. În schimb, cum spunea și dumneavoastră, este important cum sunt priviți de părinți, pentru că până la urmă exemplul în viața lor de viitori părinți, tot de aici aș va avea cumva rădăcinile. În primul rând, din ceea ce văd în familie, din ceea ce văd în mama și tata și apoi celelalte modele care, pe care le întâlnesc ei în, în urcușul acesta lor. Nu, no, adolescentul poate fi însoțit. Și apropo de eșec, eu întotdeauna le spun mai fraților, eșecul este o oportunitate de creștere este o oportunitate de creștere. Am trecut prin mai multe momente de eșec în viața mea și mi-am dat seama că dacă ești corect însoțit și ai atitudinea corectă în fața lor, sunt momente în care crești enorm ca persoană. Sunt niște momente excepționale. Dar în momentul în care adolescentul nu ți-a la facultate sau nu ți-a făcut nu știu ce și apoi mama și tata se uită la el ca la un element second hand, pe ăla l-ai terminat. Dar în momentul în care nu a intrat. Măi, frate, poate nu era drumul lui. Sau poate nu trebuia să intre anul ăsta. care e baiul? Hai să vedem cum facem la anul, rupem porțile facultății. Sau ce știu eu. Se poate face, liniștit. Și că nimic nu e, nu, nu, nimic nu stă sfârșitul lumii, gata, acolo s-a terminat totul și da. uh, este, poate să fie o chestiune de moment care nu, așa Nu, adolescentul te iubește pe veci și te urăște până la moarte cu același efect sublim, nu e nicio problemă, e ok. Părinte, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Noi sperăm că lucrurile astea vor trezi așa un pic de interes în rândul celor care ne-au urmărit, în rândul telespectatorilor și cu siguranță le vor fi de folos în relația pe care o au cu copiilor. Vă mulțumim foarte mult, stimați telespectatori, noi vă dorim zile binecuvântate și să rămâneți în continuare cu Informația TV. Toate cele bune!